Deputatul Lucian Bode, președintele PDL, a precizat miercuri seară că o susține pe Elena Udrea pentru funcția de președinte al PDL. Liderul pedelist și-a exprimat susținerea acestei candidaturi în fața Elenei Udrea și a fostului premier Emil Boc, prezenți la Sălău pentru a prezenta, în fața democrat-liberalilor sălăjeni, moțiunea cu care fostul ministru al turismului candidează la președinția PDL, intitulată Noul Partid Democrat-Liberal, o nouă Românie. Extrem de interesantă la Cluj-Napoca, acolo unde am spus și repet în fața dumneavoastră, Cluj-Napoca, orașul Cluj-Napoca, județul Cluj, a dat și va da, sunt convins în continuare, ora exactă în Partidul Democrat Liberal. Vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut venind în această seară la întâlnirea la care urmează să dezbatem o moțiune, prima depusă pentru câștigarea președinției Partidului Democrat Liberal, noul Partid Democrat Liberal, o nouă Românie, moțiunea pe care o conduce colega noastră, doamna Elena Udrea. Îi mulțumesc pentru faptul că a ales Ardealul, a ales Zalăul în prima zi de dezbatere acestei moțiuni. Vreau să îmi permiteți, înainte de a intra în ordinea de zi și în discuțiile noastre, să-i spun bun venit și bine a revenit între noi, între sălăjeni, bine a revenit la Zalău, domnului primar al Clujului, domnul Emil Boc. Sunt alături de noi pentru a susține această moțiune colegii noștri, domnul președinte al Partidului Democrat Liberal Cluj, domnul Daniel Buna. Domnul deputat în Parlamentul României, colegul meu, domnul Gheorghe Tinel. În această seară dorim, pe lângă mesajele pe care noi o să le dăm cei care susținem moțiunea doamnei Elena Udrea, dorim să auzim din partea dumneavoastră, după ce veți auzi, bineînțeles, în sinteză ceea ce doamna Elena Udrea propune pentru Partidul Democrat Liberal, dorim din partea dumneavoastră să auzim puncte de vedere, întrebări,
vă stăm la dispoziție, dumneavoastră vă stă la dispoziție cu răspunsuri. O să rog reprezentanții presei să rămână în sală, inclusiv la dezbat, la intervenția doamnei Elena Udrea, după care vom organiza, după dezbatere, vom organiza o conferință de presă imediat la ieșire. Estimăm într-o oră, o oră și 15 minute să finalizăm discuțiile noastre. Înainte de a-i ruga pe distinși și noștri invitați să ia cuvântul, dați-mi voie să vă prezint un punct de vedere, un punct de vedere pe care inițial am vrut să-l susțin la Consiliul Național de Coordonare de săptămâna trecută, din 23, de la București, dar sunt onorat să pot să vin în fața dumneavoastră, așa cum am făcut și în fața delegaților de la Cluj, să îmi exprim opinia cu privire la ce se întâmplă în Partidul Democrat Liberal în acest moment și cum cred eu că ar trebui să fie, cum cred eu că ar trebui să meargă lucrurile în viitorul apropiat și, de ce nu, viitorul mai îndepărtat în Partidul Democrat Liberal. Fără îndoială, dragi colegi, Partidul Democrat Liberal se află azi la un moment important, la un moment de răspluce, la un moment al adevărului, spun eu, și dacă admitem că suntem la momentul adevărului, atunci suntem obligați cu toții, de la președintele partidului, până la fiecare delegat prezent azi la lucrările Consiliului de Coordonare Județean, suntem obligați să spunem adevărul și să ne asumăm fiecare funcție de nivelul de responsabilitate pe care l-am avut, ce am făcut bine sau ce nu am făcut bine. În 2011, Partidul Democrat Liberal era la guvernare, iar cei care erau nemulțumiți de modul în care era condus partidul, marea lor majoritate preferau să vorbească pe la colțuri și nu în ședințele de partid sau în forum de statutare ale partidului, cum era normal, ceea ce cred eu că ne-a făcut foarte mult rău. Conducerea aleasă în 2011, din care, cu onoare, spun, am făcut parte și eu și doamna Elena Udrea, în frunte cu președintele nostru de atunci, domnul Emil Boc, și-a asumat rezultatul obținut de Partidul Democrat Liberal la alegerile locale. Și dacă toți suntem la momentul adevărului, trebuie să spunem faptul că aveam ca obiectiv obținerea 25% din voturi și am obținut 23%. 23%, nu doresc să dezvolt acest subiect sau care ar fi cauzele, sigle, culori, alianțe și așa mai departe, dar atunci Partidul Democrat Liberal a considerat important, vă rog să vedeți ghilimelele, ca domnul președinte Emil Boc, împreună cu întreg birou permanent, să-și dea demisia. O mare greșeală, spun, am spus și atunci, spun și acum, o mare greșeală, stimați colegi, pe cum, după ce câștigi cea mai importantă primărie din țară după București, după ce câștigi primăria Clujului, vii și spui, te rog frumos, pleacă tu, să vin eu. Și cine a plecat? Au plecat în general oamenii loiali președintelui Emil Boc, oamenii care aduceau voturi, oamenii din Argal. A venit anul 2012, anul experimentelor pentru Partidul Democrat Liberal. Mai întâi am schimbat întreaga garnitură de miniștri, vă aduceți aminte, în frunte cu primul ministru. De ce? Pentru că poporul pedelist o cerea. Am numit un guvern, un alt guvern, guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, cu care, încă o dată spun, din care cu onoare spun, am făcut parte, la care mare parte dintre cei care îi cereau demisia domnului Emil Boc au pus umărul la dărâmarea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, iar azi mare parte dintre ei se află, bine mersi, în USL. După ce am permis să fie executat propriul guvern, ne-am gândit noi, așa, în înțelepciunea noastră, că ar fi bine să ne executăm și partidul. Și ce am făcut? L-am schimbat pe Emil Boc cu Vasile Blaga, în paranteză fie spus, 90% din membrii Biroului Permanent Național au rămas aceiași. Rezultatul? Ne propunem să obținem 30% la alegerile generale
și obținem 16%. Care sunt motivele? Sigur, sunt multe lucruri care pot fi imputate organizațiilor locale, organizațiilor județene. Săptămâna trecută am avut ședință de Consiliu de Coordonare Județean, la care am dezbătut organizație cu organizație, am dezbătut toate cauzele posibile, imputabile organizației locale, organizației județene. Însă, nu putem să nu spunem faptul că PDL nu a existat la nivel național, la nivel media. Nu putem să nu spunem faptul că Alianța România Dreaptă, modul în care a fost promovată, timpul foarte scurt în care a fost promovat, a fost unul greșit. Iar acest lucru se datorează și iar această responsabilitate a avut-o integral Biroul Permanent Național în frunte cu președintele partidului, domnul Vasile Blaga. Să revenim însă, așa cum spuneam la început, la momentul adevărului. Convenția Națională Extraordinară a Partidului Democrat Liberal din 23 martie anul acesta. Suntem în fața cele mai importante convenții naționale din ultimii 12 ani. Eu cred că toți cei care vom fi delegați la această convenție vom avea înțelepciunea, vom avea luciditatea să alegem o conducere care să fie capabilă să relanseze Partidul Democrat Liberal. Din păcate, însă, sigur, sunt unele lucruri care nu ne convin. Sunt lucruri care le-am spus și în interiorul organizației, le spun și aici. Nu mi-a convenit faptul că fibra partidului, aleșii locali, nu pot participa cu toții la această convenție extraordinară a partidului, să decide toți soarta Partidului Democrat Liberal, ci așa cum scrie în decizie, doar de principiu. Dar sper că cei care vor merge, cei 87 de delegați de la Sălaj, să fie înțelepți și să voteze, așa cum spuneam, pentru viitorul acestui partid. Poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați de ce Lucian Bode o susține pe Elena Udrea. Din foarte multe motive și aș vrea câteva dintre acestea să vi le mărturisesc și dumneavoastră. În primul rând, pentru că începând cu anul 2008, când am fost numit și ulterior ales președinte al organizației PDL Sălaj, nu am fost și vă asigur aici pe toți că nu voi fi în altă echipă decât echipa Emil Boc. Elena Udrea este reprezentantul generației 40, nu celor născuți în 40, generației celor care au 40 de ani. Generația 40, generația din care, cu mândrie spun, și eu fac parte. Și de aceea, cred că în această moțiune numită Noul PDL, o nouă Românie, cred că această generație va juca un rol extrem, extrem de important. Asta nu înseamnă că cei mai tineri sau cei care sunt peste 40 de ani nu vor avea un rol important în Partidul Democrat Liberal. Elena Udrea promite și propune o nouă viziune pentru Partidul Democrat Liberal, viziune pe care domnia sa o să vă prezinte în sinteză în fața dumneavoastră. O susțin pe Elena Udrea pentru ceea ce a făcut în calitate de ministru al Guvernului Boc, pentru ceea ce a făcut pentru România, pentru Sălaj, pentru Ardeal. Vă reamintesc faptul că ministerul condus de doamna Elena Udrea a fost campionul absorbției fondurilor europene. Nu cred că este cazul să vă reamintesc ce s-a întâmplat în Sălaj din martie 2010, de la vizita primului ministru al României de atunci, domnul Emil Boc. Cred că știți foarte bine că în Sălaj, în ultimii ani, s-au finanțat investiții de peste 400 de milioane de euro. Vorbesc aici de drumul național DN1H, 170 de milioane de euro, vorbesc de cele două drumuri județene finanțate prin programul operațional regional coordonat de Ministerul Dezvoltării, unde ministrul era doamna Udrea, de 50 de milioane de euro, vorbesc de cele 5 săli de sport noi, vorbesc de sala sporturilor din Zalău, de peste 1 milion de euro finanțată de către Guvernul Boc, vorbesc de
reabilitările termice, dacă vreți, din, a blocurilor din Șibleu Silvaniei, din Jibou, Casa de Cultură a orașului Șibleu Silvaniei și multe, multe alte exemple pe care aș putea să vi le dau și pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Acestea ar fi, dacă vreți, câteva din motivele principale pentru care eu o susțin pe doamna Elena Udrea în această competiție pentru președinția Partidului Democrat Liberal. Sigur că vedem ce s-a întâmplat din 27 aprilie 2012, data la care a fost demis guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Nu s-a întâmplat nimic bun pentru România. Nu s-a întâmplat nimic bun pentru români. Vedem minciună, demagogie, vedem creșteri de prețuri, vedem că România, practic, a intrat în insolvență. Partidul Democrat Liberal trebuie să redevină o alternativă credibilă, serioasă, la guvernul USR. Partidul Democrat Liberal, unit, responsabil, relansat după această convenție extraordinară, are oameni capabili să recâștige încrederea românilor. Puterea, dragi colegi, se ia, nu se dă. În 2016, Partidul Democrat Liberal poate lua puterea de la USR. Vă mulțumesc și sper pe 23 martie să ne alegem președintele care să ne ducă la guvernare în 2016, așa cum ne-am propus. Vă mulțumesc și dau cuvântul. Și dau cuvântul în continuare unui om față de care eu și organizația Sălaj are tot respectul și toată considerația pentru tot ce a făcut pentru noi. Domnul primar al Clujului, Emil Boc. Mulțumesc mult, domnule președinte! Bine v-am găsit! E o mare plăcere să revin aici, în Zalău, pentru că întotdeauna m-am simțit bine alături de dumneavoastră și vreau să știți că și eu, pe unde am mers, numai de bine v-am vorbit. Să știți că mai mergeam prin țară și mă mai invitau să beau câte o ștampă de pălincă. Spuneam, oameni buni, oameni de ispravă, mai bun ca în Sălaj. Și pălincă mai bună ca în Sălaj, nu că se știe că e în țara asta. Și eventual spuneam că ne mai serveau cu pălincă acolo prin sud, de cu asta noi dimineața ne spălăm pe dinți. Și așa cum numai ce se poate găsi. Acum voi fi foarte scurt pentru că aș vrea să vă permitem și dumneavoastră, după ce doamna Udrea va prezenta moțiunea, să vă răspundem la întrebări, că poate noi avem în minte ceva și dumneavoastră aveți alte lucruri la care aș vrea să vă răspundem. Eu vă spun în felul următor. Partidul acesta drag, PDL-ul, și pentru care cu toți, într-un fel sau altul, ne-am bătut și ne vom bate, avem cu toți un singur gând. Să îl avem în 2016 din nou la guvernare ca principal partid de guvernământ și nu ca o anexă, nu ca o completare la altceva. Asta ne dorim cu toții, pentru asta nu mai instanță să în politică. Și cred, cu toată sinceritatea, că acest partid poate acest lucru. De ce spun asta? Gândiți-vă că în ultimii 8 ani, sau din ultimii 8 ani, 6 ani am fost la putere. În ultimii acești ani despre care am vorbit, am reușit să dăm de dor președintele României. Am reușit să avem guvernarea, prim-ministru, președintele Camerei, deputaților, președintele Senatului, guvernare la nivel național și local. Un partid cu un asemenea blazon nu-și poate permite să joace la joc mic, să caute soluții din acestea de cârpeală, poate ne mai bagă cineva în seamă. Trebuie să facă joc mare și să revină la guvernare. Viața în opoziție face parte din logica democratică a lucrurilor. Uitați-vă și prin Europa, uitați-vă și prin lume, uitați-vă și în România după 1989, niciun partid n-a fost 6 ani la putere din 8.
Opoziția face parte din jocul democratic. Important este ca opoziția să facă ce trebuie ca să revii la putere. Da, noi am plătit prețul politic, e adevărat, dar niște măsuri necesare ca să nu se prăbușească din punct de vedere economic țara. Dar fiecare zi care trece ne demonstrează că au făcut lucruri corecte, că fără alea nu era stabilitatea cu care să se laude astăzi Ponta. Mă refer la stabilitatea economică a țării. N-a adus-o nici el, nici când Antonescu în buzunar, stabilitatea cu care se laudă oriunde are ocazia în țară sau în serenătate. Bomba prețului la utilități. În Bulgaria un guvern și-a dat demisia pentru prețurile la energie termică și la populație, la combustibil. Ce a negociat guvernul Ponta cu FMI-ul e o bombă cu efect întârziat și care se va regăsi, din nefericire, în buzunarele fiecărui român în punct de vedere negativ. Pentru că prețul la gaz, prețul la energie electrică, practic a fost scăpat de guvernul Ponta de sub control și acea liberalizare necesară, dar nenegociată cum trebuie pentru România, ne va costa pe fiecare. Noi negociasem să mergem până în 2020 pentru persoane fizice, populație, și în 2018 pentru persoane juridice, industrie. Ei au venit și au dus calendarul acesta, practic, să se aplice mult mai repede și deja de anul acesta veți vedea cu cât crește prețul la gaz și la populație și la industrie. Fără ca acest lucru să se resimtă și în economie și în performanța ei. Deci pentru asta avem nevoie de un partid de opoziție viu, puternic, care se bată la baionetă cu guvernul Ponta, pentru ca ceea ce se capitalizează din punct de vedere al opoziției să se capitalizeze la PDL și la un alt partid politic. Pentru că în momentul în care va coborâ USL-ul în sondaje și în preferințele electoratului, voturile să se ducă la noi și la alții din opoziție, care au reușit să crească de la nimic la 12-13%, pentru că au făcut opoziție. Noi de aceea avem în acest moment nevoie la conducerea partidului de oameni care să conducă la baionetă bătălia politică cu opoziția. Vreau să știți că am un respect deosebit și pentru ceilalți contracandidați aflați în competiție, domnul Blaga, doamna Macovei. Suntem oameni din același partid. Aici nu e o bătălie, nu e o dispută, nu suntem adversari. E doar de a ne gândi fiecare cum e mai bine pentru soarta partidului ca să ne atingem obiectivul acesta. 2016, revenirea la guvernare. Iar prima condiție este, așa cum am spus, după părerea mea, să facem o opoziție de forță. Din nefericire, domnul Blaga a avut ocazia să facă acest lucru și n-a demonstrat că poate să ducă partidul din postura de opoziție la rezultate mai bune. Dimpotrivă, am pierdut un milion de voturi între locale și parlamentare. Iar modul în care astăzi află partidul în sondaje nu mi exprimă multe speranțe că ar putea avea forța, dinamismul și vâna necesară să salte din punct de vedere politic Partidul Democrat Liberal. În al doilea rând, avem nevoie să conservăm electoratul pe care îl avem și să-l recâștigăm pe acela pe care l-am pierdut de dreapta. Eu cred că sunteți de acord cu mine când vă spun că există o suprapunere de electorat între PDL și președintele Băsescu al României. Avem în bună parte același electorat. Credeți că ruperea parteneriatului cu președintele României va aduce beneficii Partidului Democrat Liberal? Nu. Hai să ne gândim realist. Avem un avantaj pe care l-avem în buzunar aici și pe care l-am fructificat prin parteneriatul cu președintele României din 2004 încoace și am câștigat tot ce s-a putut câștiga politic. Am pierdut ultimele alegeri, o bătălie, dar și războiul. Dar dacă avem un asemenea avantaj pe care îl avem, să avem șeful statului, care vine din acest partid pe care îl avem împreună, dacă avem șansa să avem același electorat, trebuie să nu avem suficientă maturitate ca astăzi să luăm pe drumuri diferite. Când suntem în opoziție și avem mai mult nevoie ca niciodată să fim împreună și să ne fructificăm acest avantaj. Deci eu cred cu toată convingerea din punct de vedere al interesului politic al PDL-ului de a ne menține electoratul pe care l-avem și de a-l recâștiga pe cel pierdut, dezamăgit poate, este să facem în continuare parteneriat cu președintele României. Este o necesitate pentru PDL să-și păstreze acest parteneriat. Și ar fi o imensă greșeală să-l înlăture. Pentru că nu văd cum o altă conducere al partidului ar putea să le câștige electoratul pe care astăzi îl avem împreună cu președintele României.
Mulțumesc, domnule președinte Emil Boc. Ne-a fost dor să vă auzim aici la Zalău și sperăm din tot sufletul să ne dați ocazia în 2014 să vă auzim de mai multe ori și în Zalău și în alte colțuri ale Sălașului. Dau cuvântul în continuare unui sălășan care eu spun că se va întoarce la Sălaj. A mers pentru o perioadă scurtă de timp la Cluj, conduce organizația PDL Cluj și l-așteptăm ori de câte ori timpul îi permite, îl așteptăm alături de noi, chiar și în organizația PDL Sălaj. Vă rog, Daniel Bun. Care au spus aproape tot ce se putea spune. Dați-vă să vă spun și eu bună seara și mă bucur foarte mult în această seară. Sunt alături de dumneavoastră aici la Sălaj, de unde mă trag și eu și vin întotdeauna cu multă plăcere, de altfel, deci n-am părăsit niciodată Sălajul. Sunt cu sufletul aici. Mă bucur foarte mult că sunt aici alături de Renauda în această seară, într-un moment important din viața partidului. Lucian a făcut o trecere în revistă a istoriei recente acestui partid și numai departe de 2012. Ce s-a întâmplat când partidul a avut un scor de 23% și atunci când și-a propus acel scor de 25%. Echipa de conducere, frunte cu Emil Boc, frunte cu Elena Udrea, frunte cu Lucian Bode, a făcut un pas în spate și aș putea spune cu fără prea multe rezerve, da, la presiunea unor colegi care se credeau mai deștepți decât cei care au fost. A venit o altă echipă. O altă echipă, și este bine să precizăm acest lucru, dacă l-au recunosc și ei, în care proporția de 95% au fost aceiași oameni cu aceleași responsabilități. Ne-au promis atunci că vor duce partidul la 3%. Sigur, eu nu am crezut. Și mulți dintre noi nu am crezut. Dar erau șefii noștri de partid și în spațiul public le-am dat această crezare. Ce au făcut ei? Au dus partidul la 16%. L-au dus. A fost o greșeală din partea domnilor lor. Dar paradoxul este că iată vin astăzi din nou în fața dumneavoastră și vor veni iar în fața dumneavoastră să vă ceară votul. Să vă spună că, de fapt, n-a fost așa. Albul nu este alb, ci că este negru. Și atunci, noi și dumneavoastră, ca baza partidului, trebuie să analizăm. Și trebuie să ne poziționăm. Să vedem ce facem. Mergem mai departe cu aceeași echipă care a demonstrat că nu poate să facă performanță electorală, că nu are soluții pentru acest partid, că nu știe să facă politică, că nu au capacitatea de a transmite acele mesaje pe care oamenii le așteaptă, sau merge cu altă echipă. Și dumneavoastră veți alege în 23 martie. Eu am ales astăzi, și nu numai astăzi, am ales de multă vreme când doamna Elena Udrea și-a anunțat candidatura. Da, opțiunea mea, o Daniel Buda, este Elena Udrea, pentru că o știu de foarte multă vreme. Dar m-am și uitat de când ne cunoaștem. Dar parcă cunosc de 1000 de ani. Pentru că am crescut oarecum într-o formă sau alta în politică. Știu ce poate să facă doamna Elena Udrea. Știu ce poate să facă o femeie într-o lume rezervată, într-o formă sau alta, bărbaților. Și știu cât de mizerabilă este politica. Uneori stau să mă gândesc, dacă nu cumva era mai bine să nu mă duc la mare, că m-am întâlnit cu domnul Boc și mi-a spus, hai în PDL, vin dacă mergi și tu. Mi-a spuneam așa mai glumă, mai serios, mă, dacă știam cine așteaptă, mergeam în vârful muntelui, nu mergeam la mare să mă întâlnesc cu tine. Pentru că politica nu este ușor. În politică este greu. Este greu să stai, să-i asculți pe fiecare, să le asculți nevoile, cele mai importante și așa este, pentru orice om politic, dacă am învățat ceva, am învățat să-i respectăm pe cei care vin în fațele noastre cu ale lor probleme. În continuare, dau cuvântul domnului deputat Gheorghe Tinel, vice-liderul grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaților. Bună seara, stimați prieteni, colegi. Dați-mi voie să încep, că mi-e foarte greu după domnul prim-ministru, după Daniel Buda, după Lucian Bode, să vorbesc, să vă spun lucruri pe care nu le-ați auzit. Încă suntem într-o campanie de susținere a doamnei Elena Udrea pentru funcția de președinte. Dar am să încep cu lucruri adevărate. Ați fost la convenția din 30 iunie 2012.
unii dintre noastre. Și vă aduceți aminte în noianul ăla de lăudători acolo care spuneau ce vor face ei când, după ce vor prelua conducerea partidului, a ieșit cineva la tribună și le-a spus: anticipez că în 7-8 luni de zile o să avem o convenție extraordinară. Pentru că eu nu cred în domnul Vasile Blaga că va aduce plus valoare partidului și că va obține rezultate mai bune. I-am mai spus domnului Vasile Blaga atunci că dacă partidul cu Emil Boc a câștigat 23%, Emil Boc a câștigat primăria Clujului, dar alegerile nu au fost coordonate de Emil Boc, ci de Vasile Blaga. Păi de ce îl schimbăm pe Emil Boc, dacă rezultatul e slab, ca să-l alegem pe Vasile Blaga? I-am spus lucrurile astea atunci. Dar nu și-a asumat responsabilitatea, cum nu și-a asumat nici pentru alegerile parlamentare, când domnul Vasile Blaga era și este președintele partidului. Sunt lucruri adevărate, să știți. Până la urmă, în politică, se asumi eșecul. Nu poți să treci peste el, pentru că creează falii. Iar munca a sute de mii de oameni e dusă în derizoriu. Ne trezim acum că suntem cu 3 săptămâni înaintea convenției extraordinare. Și s-au spus lucruri extraordinare aici. Cronologic, ultima perioadă, domnul prim-ministru analiză pe guvernare, USR, Daniel, la fel, Buda. Eu însă am să vă spun câteva argumente pentru care eu, din inima Bărăganului, vin aici să susțin pe Elena Udrea. După părerea mea, Elena Udrea este un om politic responsabil cu altă mentalitate. În comparație cu celălalt contracandidat, foarte important. După locale și rezultatele slabe la București, a demisionat. Și a asumat această responsabilitate, acest eșec politic. Elena Udrea este un lider politic autentic. Nu trebuie să fii un foarte bun organizator, frate, ca să fii un lider politic. Pentru asta ai structura de partid, ai vicepreședinți, secretar general, secretar executiv, ai tot. Tu trebuie să treci dincolo de ecranul televizorului. Tu trebuie să fii cu carismă, trebuie să fii cu feeling la oameni. Păi eu vă spun că dacă ieșiți cu Elena Udrea mâine în piață aici, în orice piață, toată lumea va fi ciorchine pe Elena Udrea. Va fi ciorchine pentru a se poza, pentru a lua un interviu, pentru a sta de vorbă cu Elena. Partidul are nevoie de astfel de lider, un astfel de lider. Un alt argument este că vine din generația pro, generația tânără. Generația cu altă viziune, cu altă mentalitate. Care chiar vrea să schimbe ceva. Și mi-aduc aminte aici de ce declara, cred că acum 2 săptămâni, Victor Ponta. Mie nu-mi place Victor Ponta, vă spun clar. Nu-mi place nu ca... Nu-mi place ca un politic. Că n-am ce să învăț. Spunea așa, zice, când a spus Elena Udrea, când a declarat că s-ar putea să candidez, el zice, pentru mine Elena Udrea e Traian Băsescu în fustă. Și eu am stat și m-am zis, bă, frate, stai un pic, că ăștia un coșmar cu Traian Băsescu. Păi eu îi spun lui Victor Ponta că dacă ai avut coșmar cu Traian Băsescu în pantaloni, cu Traian Băsescu în fustă, o să trăiești într-un film horror. Vă spun... S-a demonstrat 4 ani de zile. Păi cel mai contestat lider politic al Partidului Democrat Liberal, după Traian Băsescu, a fost Elena Udrea, care cred că a înturat toate umilințele posibile la toate televiziunile. Dacă la Roman s-au dus Ponta și Antonescu ca să o combată, vă dați seama de importanță pe care i-au găsit-o în eșichierul politic românesc, de nu s-au dus ei la Timiș, unde era președintele partidului, să candideze. Deci aici trebuie să realizăm că dacă e să avem un lider autentic, dacă vrem să dăm viziune, dacă vrem să dăm o șansă partidului, să rupem porțile, cum zicem noi la țară, da? Trebuie să alegem pe cineva de care ei chiar se tem.
Și vă spun sincer, USR-ul nu se teme în Partidul Democrat Liberal decât de Elena Udrea. Pe 23 martie, haideți să alegeți Elena Udrea președinte, nu de altceva. Dar dacă americanii au ales un președinte de culoare, acum 100 de ani, cine gândea așa ceva, era, cum să spun, strămutat pe undeva cu un plărit. Noi românii și noi poporul pedelist nu putem alege o femeie președinte al Partidului Democrat Liberal? Nu cred, cât am fi noi de misogini bărbații, că având un om cu aceste calități, putem să ratăm șansa. Numai pentru că fie un trust sau altul de presă va începe iar o campanie de denigrare, fie în interiorul partidului vor veni unii și alții care vor spune că partidul a scăzut în sondaje sau a pierdut, pentru că nu știu ce a făcut Elena Udrea cu poșetele, nu știu cu docurile, nu știu cu Dumnezeu mai știe cu ce, că toți avem soții acasă și toți vrem să ne vedem cu tocuri și cu poșete. Pe 23 martie vă propun un proiect politic. Poate unul dintre cele mai importante proiecte politice. Și dacă e să corelez declarația, eu am văzut-o pe surse, n-am citit-o, a președintelui Traian Băsescu, care a spus că nu mă retrag în politică, filmul va fi de două ori horror pentru USR. Odată cu Traian Băsescu în pantaloni și odată cu Traian Băsescu în fustă. Fraților, haideți să-i avem pe amândoi în conducerea Partidului Democrat Liberal. Votați Elena Udrea. Acum, la dumneavoastră să vă convingeți tot ceea ce a spus Gheorghe Dinel, domnul deputat aici, despre calitățile doamnei Elena Udrea, sunt adevărate toate afirmațiile lui. O invit pe doamna Elena Udrea să se adreseze Consiliul de Guvernare Județean al PDL Sălaș. Vă mulțumesc, dragi colegi, că sunteți aici în această seară, într-un moment important pentru Partidul Democrat Liberal, într-un moment important pentru mine, pentru că am intrat în competiția pentru președinția PDL și cred că această competiție va face bine partidului, indiferent cât sunt cei care ne spun că ar trebui să punem bătița pe țambal, să nu vorbim despre lucrurile care se întâmplă astăzi cu partidul. Am auzit atâtea lucruri frumoase despre mine că dacă le adun pe toate, cred că pot așa să fac zile frumoase, un an de zile de aici încolo. Sunt colegii cu care am muncit în partid, colegii cu care am muncit în guvern, oameni alături de care am făcut lucruri cu care mă mândresc. Susținerea președintelui partidului, fostului președinte, fostului prim-ministru, actualului primar de Cluj, este extrem de importantă pentru că am fost parteneri atât în guvernare cât și în conducerea PDL. Și dincolo de lucrurile care nu ne-au ieșit așa cum am vrut întotdeauna, sunt multe rezultate bune, multe proiecte frumoase. Am construit mult împreună, atât pentru țară cât și pentru partid. Colegii ceilalți sunt oameni cu care am lucrat și cu care lucrez și acum și cu care voi lucra și după 23 martie. Așa că ne-am gândit să facem o echipă cu care să câștigăm alegerile interne și cu care să dăm o nouă direcție Partidul Democrat Liberal. Astăzi, Partidul Democrat Liberal are nevoie de o viziune. Are nevoie de o echipă, de un lider care să-i arate drumul prin care să poată câștiga din nou alegerile. Alegerile din 2016. Are nevoie de o echipă și de un lider care să-l aducă din nou la guvernare. Să aducă la guvernare în 2016 câștigând alegerile sau înainte. Dar niciodată să-l aducă la guvernare ca un partid balama. Niciodată să ajungem la guvernare ca un partid care intre pe ușa din dos. Ca un partid de mâna a doua. Ca un partener fără drepturi egale. Propun un Partid Democrat Liberal puternic, un Partid Democrat Liberal care să impună într-o alianță
parteneriat egal. Avem șansa de a reconstrui acest partid care, din păcate, după ce a avut tot în România, a avut președintele Senatului, președintele Camerei, primul ministru, guvernul, mai are încă și a dat de două ori președintele României, acum a pierdut tot. A pierdut alegerile în 2012 în iunie, dar cu un scor aproape egal, cu număr de voturi aproape egal cu cel din 2008. În opoziție, în 7 luni, a mai pierdut 1 milion de voturi. Partidul Democrat Liberal continuă să nu-și găsească direcția în acest moment. Și alegerile pe care le-am avut în ultimul timp, cu o excepție extraordinară acolo unde s-a candidat în locul fostului primar care a ieșit senator. În rest, scorul arată că partidul continuă să scadă. Riscăm să devenim a treia forță politică după PPDD. Partidul are nevoie în acest moment de emulație, are nevoie de energie. Dacă mai suntem aici, înseamnă că le pasă de Partidul Democrat Liberal. Cei cărora nu le-a păsat, care au fost lângă noi doar pentru că au avut avantaje în timpul guvernării, au plecat. Dacă ne pasă de acest partid, înseamnă că ne construim cariera legată de destinul PDL. Deci fiecăruia dintre noi îi pasă ce va fi cu acest partid. Am intrat în competiție pentru că niciodată nu am crezut că domnul Vasile Blaga poate fi liderul PDL. Nu l-am susținut în 2011. Nu l-am susținut în 2012. Și am propus o conducere interimară și convenția abia după alegerile parlamentare, așa cum ar fi fost corect. Dar s-a dorit o revanșă împotriva echipei care câștigase în 2011 și s-a făcut convenția din iunie anul trecut. La ce ne-a folosit? Am pierdut 7%. Era cât pe aici să ne bată PPDD-ul Dan Diaconescu. Nu am crezut în capacitatea domnului Vasile Blaga de a fi liderul PDL, dar cred că are o mulțime de alte calități care pot fi folosite de Partidul Democrat Liberal. Însă fiecare om trebuie să fie la locul lui. De fiecare trebuie să-l folosim acolo unde produce maxim de rezultate. Este nevoie în partidul acesta și de oameni care se organizeze. Este nevoie de oameni care se ocupe de resursa umană. Este nevoie de oameni care să reprezinte partidul în parteneriatele externe. Este nevoie de oameni care țin relația cu teritoriul. Partidul Democrat Liberal are însă nevoie în acest moment de un lider care să se poată bate credibil cu USL-ul. De un om care, indiferent dacă am fost într-un parteneriat, într-o alianță cu PDL sau cu PSD, de 8 ani de zile, niciodată nu am cedat și nu am făcut vreun compromis în fața adversarilor politici. Și dacă avem un trust de presă, trustul Voiculescu, care în fiecare seară are un subiect de atac la Elena Udrea, niciodată nu am cedat nici șantajului, nici presiunilor. Și am spus că decât să mă vorbească de bine Antena 3 și Voiculescu, mai bine să mă atace zi de zi așa cum o fac. Ce pot să spui despre o femeie care în toată cariera ei într-o funcție publică nu a dat niciodată ocazia să se spună sau să se demonstreze că ar fi coruptă. Și atunci te legi de tocuri, bineînțeles. Neimportant, sunt aspecte minore față de ceea ce am făcut în calitatea mea de membru al Guvernului Boc. Cred că faptul că au fost folosite astfel de atacuri, faptul că s-a ajuns ca ele să conteze în opinia unor colegi, s-a datorat unei strategii greșite pe care actuala conducere a avut-o. Și anume, s-a decis ca toți membrii cabinetului Boc și toți membrii fostei conduceri trebuie să se retragă din linia întâi. Trebuie să dea la o parte. Păi, când ești atacat, ce răspuns mai bun poți da decât să ataci la rândul tău? Dacă te ascunzi, dacă fugi, rezultă că ești vinovat. Orice acuzație pe care nu o respingi ferm, orice lucru nedrept împotriva căruia nu răspunzi, se transformă într-o marotă, se transformă pentru unii într-o realitate. A fost o revanșă a fostei, a actualei conduceri față de fosta conducere. Dar n-a folosit la nimic, n-a folosit partidului. Ca dovadă,
premierul Emil Boc a câștigat primăria Clujului. Eu am luat unul dintre cele mai bune scoruri la alegerile parlamentare, pentru că am avut curaj, chiar și așa, criticat de trusturile puterii actuale și de trusturile opoziției ani de zile, să stau în fața oamenilor. Pentru că am mers între oameni, pentru că am vorbit cu ei, pentru că am avut răspunsuri la întrebările lor, chiar dacă uneori răspunsurile nu erau cele pe care oamenii ne așteptau. Să mergem în fața oamenilor, în fața electoratului, să-i privim în ochi și să le spunem că am guvernat responsabil, că am guvernat cinstit, că am guvernat cu onestitate, că nu i-am mințit, că ce am putut să facem le-am spus, ce nu s-a putut, iarăși le-am spus. Aceasta este propunerea pe care vă fac. În felul acesta putem să recâștigăm electoratul pe care l-am avut. Oamenii pot face diferența într-o o guvernare responsabilă, corectă, chiar dacă a fost o guvernare care a fost obligată să ia măsuri ce au nemulțumit o pătură electoratului. Și o guvernare mincinoasă, care a promis în campanie că românii vor trăi mai bine și românii deja trăiesc mult mai scump. Și pe măsură ce vor plăti facturi mai mari la întreținere și prețuri mai mari la alimente și la energie și la combustibil, își vor da seama că au fost mințiți. Și atunci, dacă noi vom fi acolo, se vor întoarce către noi. Problema este, vom putea noi să fim suficient de credibili, de prezenți la momentul acela încât să recâștigăm electoratul pierdut, să nu meargă către PPDD, spre exemplu? Așa cum arată Partidul Democrat Liberal astăzi, nu suntem foarte atractivi pentru electorat, nici pentru cel pe care l-am avut și nu-l mai avem, nici pentru cel care a votat cu USL din speranță și vor fi dezamăgiți, și nici pentru electoratul care n-a mai votat de mult, n-a mai mers de mult la vot pentru că nu mai crede în clasa politică. Avem o șansă să reconstruim acest partid. În opoziție, un partid se poate reconstrui mai ușor pentru că nu mai ai presiunea unei guvernări, nu mai ai presiunea exercitării puterii la nivel local sau la nivel central și ai timp să reconstruiești. În opoziție, un partid trebuie să se reconstruiască pentru că, de regulă, cei care se adună în jurul unui partid la putere doar pentru avantaje, pleacă atunci când un partid trece în opoziție. Este bine să rămână în PDL numai cei cărora le pasă de partid, numai cei care vor să reconstruiască partidul. Proiectul PDL înseamnă și multă responsabilitate. Cred că un om politic trebuie să aibă onoare și trebuie să fie responsabil. Când eu am intrat în politică, venind din mediul privat, am auzit la un moment dat că în politică este permis orice. Și n-am crezut. Și nu cred nici acum. Nu cred că în politică poți să n-ai onoare, să n-ai responsabilitate, să nu îți asumi. Și am mai auzit că niciodată să nu pornești un război cu presa pentru că nimeni nu l-a câștigat. Eu știu un om care a câștigat un război cu presa până acum. Traian Băsescu. Și eu niciodată n-am să cedez în fața presei doar pentru că un patron de televiziune are interese. Cred în onoarea omului politic și în responsabilitate și în asumare și mi-am asumat în calitate de lider al Bucureștiului un rezultat care a fost un rezultat de echipă. București înseamnă 6 organizații județene, fiecare cu independența lui, cu statutul lui, dar mi-am asumat în numele unei echipe și am fost singura care și-a asumat. Și mi-am asumat o decizie pentru care am regrete și acum, și anume că nu am candidat eu la primăria Capitalei. Cu siguranță că scorul partidului ar fi fost mai bun, dar am crezut în sondaje. Și am trimis în bătălie un candidat care nu a avut niciun chef să se lupte cu Oprescu. Dacă aș lua-o de la capăt, n-aș mai face aceeași greșeală. Mi-am asumat un rezultat de echipă și așteptam de la actuala conducere să-și asume bărbătește. Acolo unde și-a propus la 30%, ba din potrivă, a scăzut 7%. S-a spus în 2012, în iunie, că trebuie să vină domnul Blaga pentru că poate să ridice partidul și să creștem în continuare. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat. Era firesc atunci să avem acum o competiție cu mandatele pe masă. Așa știm cu toții că aproape s-a forțat organizarea acestei convenții pentru că actuala conducere a găsit o mulțime de explicații
De ce am pierdut 1 milion de voturi? Pentru partidul acesta mai contează să ne uităm în urmă, doar ca să înțelegem greșelile, să nu le repetăm. În rest, nu contează ce scuze găsim pentru ce s-a întâmplat. Nu mai contează, așa cum am auzit, dacă de vină a fost Ceaușescu, că a lăsat țara grea, Iliescu, că a fost comunist, Petre Roman, că naște să facă cu PD-ul, Traian Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea, toți au o vină, mai puțin actuala conducere. Sunt în stare să-mi asum și această vină, dacă actuala conducere caută vinovați în altă parte decât acolo unde sunt. Dar nu mai contează pentru viitorul PDL. Pentru viitorul nostru contează cine poate să ridice partidul, să-l ducă la câștigarea alegerilor în 2016. Cine are capacitatea de a aduce voturi? Pentru că poți să înțeleg, eventual, că nu îți asumi scorul unei echipe. Dar nu poți să-ți asumi scorul personal? Când în campania electorală, în fiecare zi, existau atacuri concertate pe televiziune ostile, la adresa unui simplu membru, la adresa mea. Nu am fost atacul la președintele partidului. Păi dacă te bați cu un partid, te bați cu un simplu membru? Nu, te bați cu președintele lui. La Roman s-au organizat meeting-uri. A venit toată floarea uselistă. N-aveau loc să vorbească cât de mulți au venit. Dar nu s-au dus la Timiș, în schimb, să se bată cu președintele PDL. N-am avut mesaj național. N-am avut campanie națională. N-am avut lideri naționali care să se bată pentru PDL. Toată lumea s-a ascuns și toată lumea a încercat să salveze propriul loc. Asta este o eroare pe care conducerea trebuie să-și o asume. Nu poți da vina pe simpli membri într-un război dacă propriul comandant fuge din prima linie. Nu poți să te superi că soldații întorc și-i spatele. 8 ani de experiență de luptă politică cu toți cei care ne-au fost adversari de-a lungul timpului, cred că sunt un argument pentru mine să vă spun că pot să mă bat credibil și cu Ponta, și cu Antonescu, și cu Voiculescu, și cu toți trei la un loc. Astăzi, așa cum arată scena politică, avem un lider important al puterii, pe Victor Ponta. Cine se poate bate credibil astăzi cu Victor Ponta? Cine altcineva decât un om care are o experiență de luptă permanentă, care n-a făcut compromisuri? Nu am nici lucruri în minister lăsate de care să-mi fie teamă, în așa fel încât să tac în fața USL-ului. Nu am nici relații de familie, de afaceri cu actuala putere, încât să nu vreau să critic USL-ul. Nu am nimic de ascuns și nu am înțelegeri cu USL ca să nu pot să atac așa cum se întâmplă cu alți colegi de-ai noștri. Este nevoie de un om care să nu aibă complicități cu actuala putere, care să nu aibă istorii comune, pentru că de multe ori istoria comună te poate opri prin a duce un război. Este nevoie de un lider care să poată să vină cu energie nouă, care să vrea să pună această energie la dispoziția partidului, care să poată să însuflețească. Un lider care să meargă din organizație în organizație și să ridice organizație după organizație la lupta cu USL. Am spus la un moment dat că îmi propun să cobor partidul din birouri în stradă lângă oameni, pentru că de prea mult timp partidul n-a mai stat față în față cu oameni. Campaniile au fost grele. Și dacă n-a existat exemplul liderului, sigur că baza partidului nu a avut curaj să iasă pe stradă. Nu avem de ce să ne ascundem. M-am întâlnit cu 10.000 de oameni. Am fost unul dintre miniștri, alături de primul ministru, care a mers chiar și când luam cele mai grele măsuri în mijlocul oamenilor. Și poate vă amintiți că dintr-o adunare întreagă de oameni care înțelegeau ceea ce le spuneam și acceptau și faptul că trebuie luate măsuri grele. Dacă era unul singur care critica, aia aveam la televizor. Și cu toate acestea, nu m-am ferit să merg în mijlocul oamenilor când era mai greu pentru guvernul PDL.
și am bătut țara de la un capăt la altul. Nu-mi este nici teamă, nici n-am rețineri să stau în mijlocul oamenilor, pentru că stau cu capul sus oricând și în fața oricui. Nimic din ceea ce am făcut ca ministru sau ca membru de partid nu mă face să plec capul în fața cuiva. Am fost un om care a construit. Am fost un om care am lăsat în urma mea mii de proiecte în toată țara. Și sunt și aici făcute la dumneavoastră în Sălaj. Și chiar mă uitam că au fost peste 100 de milioane de euro aduși în județ, pe fonduri europene sau de la bugetul ministerului, în județul Sălaj pentru diferite proiecte. Sunt un om care îi place să construiască. Am suficientă energie cât să vreau să construiesc împreună cu dumneavoastră, să reconstruiesc acest partid. Cred în echipă și nu mai avem acum, din păcate pentru noi, nu mai avem un lider total, așa cum a fost Traian Băsescu, care să poată să facă lucrul acesta singur. Dar cu o echipă puternică și reușind să mobilizezi baza partidului, putem reconstrui PDL, putem recâștiga alegerile, putem să ne adresăm credibil unui electorat care nu ne-a părăsit, a fost lângă noi, nu s-a dus la USL, dar nu știu cât ne mai așteaptă. Generația 40 nu se referă la noi, se referă la electorat. Electoratul care a votat cu Traian Băsescu în 2000, în 2004, a votat cu noi în 2009, în 2008, în 2009, la referendum în 2007, dar n-a mai votat în 2012. Este un electorat care nu stă să aștepte ajutoare sociale. Este un electorat care stă pe picioarele lui, un electorat activ, care vrea doar ca statul să creeze condiții în care ei să se poată dezvolta. Un electorat care a crezut în ce a promis Partidul Democrat Liberal pentru România în 2000, în anii 2000, și care acum nu mai știu dacă noi suntem cei pe care ne-au ales odată. Eu propun să le demonstrăm acestora că Partidul Democrat Liberal este în stare să continue toate reformele pe care le-a început, să înceapă reforma cu el însuși, pentru că acest partid are el însuși nevoie de reformă. Moțiunea mea este despre partid și despre electoratul nostru. În partid cred că este nevoie să redeschidem dialogul. Statul la guvernare ne-a obligat să ne ocupăm mai mult de problemele care trebuiau urgent rezolvate. Probleme economice, probleme unui guvern aflat sub presiunea crizei. Nu prea a mai rămas nimeni la partid să se ocupe de baza partidului. La nivel de județ s-a întâmplat la fel. Puterea locală a acaparat cu totul viața partidului. Acum, în opoziție, avem timp să deschidem dialogul și este obligatoriu să o facem. Trebuie să discutăm din nou cu baza partidului. Multe din ideile acestei moțiuni vin dintr-o consultare a bazei partidului. Iar ea este deschisă în continuare celor care au propuneri de făcut. Cred că trebuie să fim atenți la cum promovăm oamenii. Am luat o lecție cu această guvernare. Câți oameni au fost aduși lângă noi și câți ne-au trădat după aceea. Eu nu cred că într-un partid trebuie susținut doar cei care au lipit afișe. Dar cred că trebuie să ne preocupăm să creștem din rândurile noastre oameni pe care să-i pregătim pentru funcțiile importante în stat, pentru funcțiile importante în aparatul guvernamental, pentru funcțiile importante din partid. Sunt suficient de mulți oameni buni, sunt suficient de mulți tineri care se pregătesc pentru asta. Trebuie susținuți și trebuie să respectăm în sfârșit criterii pe care ne-am propus de fiecare dată că le respectăm. Performanță profesională, dar și loialitate față de partid. Pentru că nici nu sunt de acord să dăm sinecuri, să vină oameni din afara partidului care or fi valoroși acolo unde muncesc ei, dar care nu ridică un deget pentru Partidul Democrat Liberal. Sunt oameni care cred că merită, că li se cuvine. Și am făcut greșeala să le dăm unora doar pentru că lor li s-a părut că li se cuvine și nouă li s-a părut că ne vor putea ajuta. Am rămas noi între noi de data aceasta. Cei cărora ne pasă de partidul acesta și cei care trebuie să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut. Cred că este nevoie să mobilizăm partidul, să-i dăm curaj, să-i dăm încredere, să-i arătăm un drum către succesul din 2016. Un partid care a condus România și a condus-o bine, indiferent
ce spune Voiculescu. Indiferent dacă lucrul acesta se vede încă de astăzi sau se va vedea atunci când oamenii vor fi dezamăgiți de USL, are dreptul să se întoarcă la guvernare, dar trebuie să mai și poată, pentru că, așa cum spunea colegul meu, puterea se ia. Eu vă propun să fim în stare să luăm puterea din nou, dar adăugând la valoarea partidului, câștigând voturi. Proiectul pentru în afara PDL-ului este recâștigarea generației 40. Generația în jurul acestei vârste. Asta înseamnă că toți cei care se simt parte a acestui electorat sunt vizați de noi. Electoratul activ, capabil să stea singur, fără sprijinul statului sau fără ajutorul social din partea statului. Avem nevoie să aducem lângă noi, pentru că sunt mulți și sunt nereprezentați. Dacă ne batem în continuare pe 42% cât au venit la vot și încercăm să câștigăm electoratul USL, un electorat care știm că depinde de ajutoarele statului, un electorat care așteaptă în campanie, știm cu toții, să fie motivați ca să iasă la vot, nu vom putea niciodată să redevenim un partid mare. Haideți să nu uităm ce a fost PDL odată. A fost o stare de spirit care a mobilizat generații întregi de oameni. Sigur, mulți au plecat afară între timp. Mulți dintre cei care ne-au votat acum muncesc în afara țării. Poate le vom da o șansă și o speranță să vor întoarce acasă, pentru că așa fare din ce în ce mai greu. Noi suntem un partid care a creat locuri de muncă. Poate vom fi în stare să creăm locuri de muncă în continuare, să-i aducem și pe aceștia acasă. Avem șansa de a fi partidul de care are nevoie România. Depinde numai de noi să putem să o fructificăm. Cred că ne putem întoarce în preferințele electoratului și înainte de 2016. Este nevoie de un semnal către cei care se uită la noi că am înțeles ce se întâmplă. Că suntem gata de schimbare. Că suntem gata să ne mobilizăm și să pornim bătălia pentru recucerirea electoratului nostru. Bătălia pentru câștigarea alegerilor 2016. Bătălia pentru a ajunge din nou la guvernare. Ca partid puternic, după alegeri sau înainte de alegeri. Pentru că nimeni nu va mai câștiga în România de unul singur alegerile și va fi nevoie de alianțe. Dar și pentru asta trebuie să știm ce alianțe urmează să facem. Suntem capabili de a face alianțe cu cineva? Cine sunt cei cu care vrem noi să facem alianțe? Trebuie să vedem dacă suntem în stare să aducem lângă noi oameni puternici, personalități de centru-dreapta, așa cum ne definim. Pentru asta trebuie un partid puternic și un partid care să respire viitor. Vă propun să veniți alături de acest proiect, care este proiectul reconstrucției PDL. Proiectul unui PDL capabil să conducă din nou România. Proiectul unui PDL capabil să dea un candidat la prezidențiale. Proiectul unui PDL capabil să câștige din nou alegeri. Proiectul unui PDL care să emoționeze și să adune din nou în jurul lui electoratul. Vă propun să fiți alături de moțiunea care înseamnă noul PDL, noua Românie. Vă propun să recâștigăm împreună. Vă propun să fim din nou cel mai puternic partid din România prin forțele noastre și pe picioarele noastre. Să nu uităm parteneriatul cu președintele, să continuăm ceea ce am început împreună, dar să fim în stare să câștigăm alegerile și singur la nevoie. Este nevoie, după 10 ani de putere totală, după ce am trecut prin ultimele alegeri și suntem la acest moment, să reconstruim partidul și să fim capabili, dragi colegi, ca în 2016 să fim principalul partid din România, partidul care va câștiga alegeri și va guverna din nou. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici să ascultați viziunea pe care o am și sper că veți merge alături de mine și alături de echipa din jurul meu pentru a câștiga împreună pentru PDL și pentru țara asta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele colegilor mei. Așa da, e. Bună seara! Încă o dată mulțumim pentru
răbdarea pe care ați dat dovadă în această seară și vă rog întrebări pe care dumneavoastră să le adresați doamnei Elena Udrea, lui Emil Boc, mie, colegului președinte la Cluj, domnului deputat, vă stăm la dispoziție. Vă rugăm. Vă ține plaga declarația. Nu știu ce context a spus-o, mi este greu să confund Partidul Democrat Liberal, pentru că nu sunt un om de partid, un om care a văzut toate organizațiile, care a stat de vorbă întotdeauna cu baza partidului, care a avut proiecte în toate vreșele țării ca ministru și am vizitat toate organizațiile partidului și în această calitate. Iubesc acest partid, cred în spiritul PDL-ului, cred că partidul acesta se poate reconstrui și poate câștiga din nou alegerile, mergând pe viziunea pe care eu o promun PDL-ului, deci e greu să cred că vreun moment am putea să nu știu cărui partid mă adresez și ce partid sunt. Dar credeți că se vede că veți crea noua și piață de lui? Asta ține de analiză pe care nu o să fac eu. Cred că fiecare trebuie să își găsească locul în care poate să facă performanță pentru PDL, interiorul PDL. Și cred că în acest moment Partidul Democrat Liberal are nevoie în fruntea partidului de o echipă condusă de un om energic, de un om cu forță, un om cu experiența luptei cu adversarii politici, un om care poate să se lupte credibil, să se bată credibil cu Victor Ponta, Antonescu, Voiculescu. Și cred că liderul acesta sunt eu. Sper să nu se întâmple lucrul acesta. Avem clare semnale de la oamenii care ne susțin în anumite organizații, unde președinții de organizații și-au exprimat susținerea față de domnul Plaga, că se încearcă scoaterea lor de pe listele de delegații la București. Dacă se va adeveri, atunci vom face, vom discuta cu colegii noștri și vom încerca să nu avem situația să ne reproșăm astfel de lucruri. Cine crede că putea fi candidat? Oricine care crede că poate ridica în acest moment partidul și poate să ducă partidul la câștigarea alegerilor în 2016 la guvernare, ca principal partid de guvernare, oricine poate fi viitor, un alt viitor candidat. Dacă o femeie a putut să fie un ministru bun, dacă o femeie a putut să facă muncă de partid, dacă o femeie a putut să-și asume rezultatul unei echipe, să-și asume rezultatele personale, dacă a putut să ia de fiecare dată în competițiile electorale directe în care a intrat mai multe voturi decât mulți bărbați, cred că poate să conducă și poate lucrurile liberă. Considerați că Zuzia Mihia, prima președintă din secolul 21 al României? Depinde când. Sunt un tânăr politician a generația 40, cum spune moțiunea mea, timp pentru un astfel de proiect ar fi destul. Deocamdată cred că e foarte important dacă reușesc să fiu prima președintă de partid al unui partid important din România, aleasă într-o competiție reală și extrem de grea. Vă mulțumim foarte mult! Domnul Botega! Am spus că am vrut cum se poate crea la asociația de bloc la mine. Am un administrator și o mine vor foarte bun. Acum o competiție foarte dură acolo, să știți, pentru că e greu să-l bat, în vedere că îi face o treabă foarte bună cu asociația de proprietari, așa că e greu. E greu. Și sărac e greu, și bogat e greu, și datorul e greu. Credeți că aveți întâlnirea probleme în viitor, în cazul în care doamna Elena Udrea nu va câștiga președinția PDL-ului? Va câștiga președinția PDL-ului, dar nu voi candida nicio funcție în PDL, așa încât
Doamna Udrea va avea grijă în calitate de președintă și de un membru al PDL. O să vă susțin în competiția cu șeful de președintele Nebron. Ați văzut, vedeți? Suntem o echipă din orice punct de vedere. Doamna ministru votează decât cei care sunt pe scară, așa că va trebui să... Mă mut acolo. E greu. Da, dacă mai aveți alte întrebări. Un exemplu mai bun decât ceea ce s-a întâmplat în această seară, cred că nu poate fi dat. Eu, dincolo de faptul că am organizat împreună cu colegii mei Consiliul de Economie Județean aici, la Zalău, voi participa împreună cu doamna Elena Udrea și la alte întâlniri ale Consiliului de Comunale Județene din județele din Ardeal, acolo unde am fost invitat și, bineînțeles, principala mea responsabilitate, dacă vreți, va fi cea legată de organizația Sălaj și modul în care organizația Sălaj va vota la alegerile la Convenția Națională din 23 martie. Sigur, sunt absolut convins că în viitor apropiat, pentru că suntem în prima zi de dezbatere a moțiunii Doul PDL, o nouă Românie, sunt convins că în viitor apropiat o să vedeți comunicatori, o să vedeți oameni care vor discuta și vor da mesaje alături de doamna Elena Udrea pe fiecare domeniu important, pe care noi considerăm important, nu atât pentru electoratul, nu atât pentru PDL, cât pentru electoratul Partidului Democrat Liberal. Pentru că noi facem, din păcate, o greșeală. Noi ne gândim foarte mult la electorat, la cei care ne votează, la electoratul nostru, la membrii de partid, în primul și în primul rând, și cred că ar trebui să ne gândim din ce în ce mai mult la cei care, la cei la care le cerem votul. Nu numai la cei 300.000 de membri pe care Partidul Democrat Liberal are. Și atunci, pe mesajele pe care și pe comunicatorii pe care noi vom avea în zilele următoare, categoric ne vom adresa celor care le solicităm votul în competiții electorale care ne așteaptă.